Dragi prieteni, intrăm iarăși în curtea unei gospodării și suntem întâmpinați câinește. Bună ziua! Ne putem apropia? Ai de capul meu! Bă, fratele meu, mă! Pui de mine și de mine! Bună ziua! Salut! Hoi de mine și de mine! Șaonul cu coleașă! Îi dai gol! Gol, goluț! Păi credeam că ne așteptați cu ceva! Nu, no, urmează! Ce e aici, o stână? Stână! A dumneavoastră personal, nu? Nu, ea mea, salut mai mulți! Salut mai mulți? Salut mai mulți! Suntem în locul numit Între Vai, da? Văi! Între Văi! Între Vai! Între Vai! Între Vai! Așa! În apropiere de Zagra! La o stână asistăm la... Făcutul laptelui acru. Făcutul laptelui acru. Iaurt, iaurt. Iaurt. Iaurt, iaurt. Hai să ajungi cu tine dacă vine o doamnă tânără. Aia, dacă vine o doamnă tânără. Iaurt, ia la din magazin. Din magazin, da. Ăsta e lapte acru, da? Lapte acru. Așa. Arătăm cum e și laptele, dar nu că de-am ui pus. Nu, n-ai cum să... Păi doar are și celălalt. Ăsta e laptele mulți de la oi, nu? Da. Bun. Și acum îl puneți în căldare. În 2 minute îl punem, dar să-l strecurăm un pic. Așa, așa. Sigur, sigur, acolo. Sigur, sigur. Avem o părăci de chiluți. De aia, tanga, a? Da, este un costum de baie, de mărți la mare. Așa, așa. Tailante, te nu vreau să dezbreșe. Dă-i drumul, trebuie aici. Dar m-am încurcat torta aia. Așa. Bun, bun. Nu trebuie, vreau să mai duci să mai duci la acel. Nu-l poți pune, că-i cumpărnit, nu-l poți intra. Nu pui, dar pune aici, nu mai sta, că vin, că nici o cumpărnit, de drum. Pune să vezi altul, gata. Cum nu poți, nu vrei? Ești tare rău. Nu ești bun de nimic, absolut. Îl puneți acum în căldare. Merg, băi, cu ulei de motor. Sunteți pe Facebook, mă? Ha? Este semnal aici. Hai că ne facem imediat prieteni pe Facebook. Așa. Și după aia vă dau și vă o filmă. Ca băi le spui eu de noroc. De unde sunteți dumneavoastră? Din Bistrița. Din la Bistrița? Da, 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 da. Unde e, dacă? Prinde-l tu de jos, că eu nu mai... Prind, nu m-am prins. Bă. Da, uite, asta e băzea, de aici este cu aia. Oile unde sunt în momentul ăsta? Acolo, de la casă, acolo, dorm. Dorm? A, nu-s la pășune încă. Vrei să le fotografiați? Da. Dar lasă că... Câte și sunt? Maestre, maestre. Dacă mai stați un pic, le pornim, ca pe... Puteți să le faceți poze. Nu mai trebuie să-mi pui o mască pe cap, să nu mă vadă pe... Trebuie să punem în găleată. Pune în găleată. Păi în găleată am pus, dar n-am pus momcichii de vârstă, încă numai ala-i. Am uitat. Ține stricul, dar tu treabă.
Așa vrei să fac dumneavoastră cu dacă. Păi cine cum ziceam, bă, fișu? Parcă nu. Ilă, dar mă știi. Da, mă, am grei, pe ce știu bine, dar mă, am grei, că eu nu ce știam de Ilă, bă. Așa mă știe tăsat. A, e drept, așa e prin jur, la cine, dar pe eu. Eu cum nu umblu prin centru. Lipa ne acolo, da. Am o anumit la cuie. Nu, nu sunt bani în cupă. Aaa, e cupă. Mai e cupă, cupă mare, e cupă mare, cupă, da. M-am ști la umii bine să mă sufleam la sinte. Știi cum. Adică. Nu bine numai asta. Adu parul, da, încă. Da. Nu, prea am ieșit să mă acolo. E, desfine șeful. Da, da, se vede clar. El e șeful. Stăpânul de stână, nu? Da. Stăpân de stână, nu? El e șeful stânii și o bombă. Șeful stânii. Nu mai e ce zic, am băut de braț. Opa! Vai, că te ciomor, mă. Cât stă la foc? O oră jumătate. O oră jumătate. După aia? Stai și două, luăm juc și îl punem la bătăi, la bărbință. Îl punem la prins. Aha, atât tot. Da. Îl puneți în bărbință la... la... În bărbință, în bidon. În bidon, că bărbință nu prea mai fac oameni. Așa, și cât timp trebuie să stea acolo ca să fie la teacru? Dacă îl punem astăzi, până de până dimineață. Până dimineață. Și mâine dimineață la teacru. Da. Pleacă spre piață? Fiecare și-l duce acasă și duce și face ce vrea cu el, da? Și vrei. Vin, nu știu, cine după un bidon, da, da. Cineva după unul, știu. Păi scump laptele acru, pe aici. Cât e unul de ăsta? 200-250, cam așa. Da, 2000. Un butoi de ăla, verde. Da, de 30 lei. În comparație cu 3 lei borcanul de paharul de iaurt de 400 de grame. Da, da, da. Aia pus, da. Ăla vine... Adică e mult 400 de grame. Păi cam 400 de grame are. 350, 400. Și acolo vine vreo 11-12 lei litru. Da. Și ăla e chimical, nu-i? Sigur. Băieți, spor la treabă, mă. Ne vedem pe Facebook. Da. Aveți grijă de laptele acru? Vai, că dacă știam... N-am știut deloc dacă avem... Mulțumim frumos pentru... Într-o farfurie să mâncați era bun, că era informații. Vezi, am da. Unul numai l-am pus pe la unul, când am venit de acasă, am fost acasă. Da, am nu unul. Știți. Numai am unul l-am pus. Te duce cu domnul la graj dacă vrea să vadă. Duc să-l vadă cum e pus măcar. Duce, treia. A, să vedem cum stă. Da. Deci aici stă frumos. Să se prindă. Să se prindă. Da, 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 da. Super treabă. Aha. Asta-i pus de acum, de o jumătate de oră. Aha. Păi că n-are ferii, super. Și ăsta-i pus de aseară. Aha. Ăsta deja e... Pe terminate. E prins numai. Foarte bun. Din ăsta se poate, dar nu putem umbla, că nu e a nostru. Nu, nu mulțumim. E ok. Ai. Ne retragem de la Mănăstirea Sfânta Treime de la Bichigiu, sub Lai, pe culmea din față. Aici, lângă mănăstire, se află o stână. Iată, asociem și elementul pastoral, drumeție noastră. Oițele sunt mulse de amiază.
facem o vizită la stână, să vedem ce e pe aici. Bună ziua, bună ziua! Asta e stână cu tractor? Un alt fel de stână. Cum a dat-o Dumnezeu? Foarte bine. Să meargă bine, asta contează. Câte oi aveți aici? 500. 500? Nu există, domnule. 500 de oi? Nu știi de aici. Se pare mai mică. Și pe unde pășunați? Pe unde putem. În jur? Da. Aici rămâneți până... Nu, mai avem. Unde? La Zagra, între Zagra și Amuniș. Aha. Către munte încolo, rotundul, nu vă duceți? Nu, nu, noi vedem. Coborâți în jos, da? Da. De unde sunteți de loc? Din Aluniș. Din Aluniș? Da. Ah. Nu, no, mândră treabă. Ne aducem jos, dar nu-i mâncare la animale. Acolo, sus pe munte, nu este? Da, bă, știu. Slabă, a? Nu-i stricura aia, bă, am pus eu cu tăia, bă, dacă... Ia să vedem cum e coliba. Hai să vedeți ca coliba de vară. Ai, coliba de vară, da? Bună ziua. Aia, nu-i ca... Nu-i ca la stânile alea de la munte. Nu. Ați mai fost la stânii la munte? Am fost la stânii, da. Știu. Foarte bine, ați mulți, de-abia ați mulți oile. Da, am ulei, am. Ia uitați-vă, copii, asistați și voi la ritual, la procesul de obținere a brânzei. Este strecoară laptele. Și oile a sătenilor din Aluniș? Da. Să trăiți, noi să sunteți bașu? Da, am atât. Om plătit la stână. Om plătit la stână, da, care face... Nu-i voie să distrugă în ziua de azi drept? Cum se zice, angajat? Cred că da. După normele europene, așa, angajat la stână. Așa. Hai, dar dacă vrei să stai jos cu coliba și să mâncați un pic. Tot ce să văd dacă vreți să gustați un pic de urdă dulce. Păi, numai așa de... E păi, așa pentru televiziune. Hai, pentru televiziune. Așa un pic. Da, am venit din de la Zăpodi, am venit încoace. Așa, așa. M-am ridicat sus. Să-i numărați acum. Îl citești? Ia să vedem. 41. Da, a fost mai mult, am abandonat-o mă. Suntem 20. Foarte tare. Foarte tare. Deci, vă rog să ne spuneți care e procesul tehnologic. S-a strecurat, așa, l-am așezat acolo în... L-am așezat aici, acum luăm niște lapte, ca ăsta dintre ăsta să punem pe zârul care rezultă dintre ăsta și să face urda. Aici, acum, așa. L-am luat ăsta de aici, da. Prima dată. Ăsta îl punem de o parte. Așa. Așa. În celălalt și-o rămas să pune cheagă. Așa. Și se obține? Se obține brânză și zăr. Brânză și zăr. Ăsta se va pune pe zăr, în căldare. Așa. A, scaldarea se pune la foc din zăr. La foc, da, 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 da. Și rezultă urmă. Așa. Nu știu. Acolo, aici e cheagul, da, care încheagă laptele. Care încheagă laptele. Sigur. Și așa. După aia rezultă, ăsta mai stă o până încheagă bine. Așa. După ce va închega, se va face
gros, gros așa, da. Se va rupe, se va... Știu, îl rupeți cu mâna. Nu, prima dată cu lingura. Cu lingura, așa. După care lăsăm o perioadă să iasă un pic, e zăr, să se aleagă un pic. Și după aia se va bate cu... Vă arăt imediat. Ia acolo. Aici, așa. Rezultă, ia cu ăsta, se va bate. Aha. Se va bate până rezultă aproape tot ca laptele. Așa, așa. După aia se strânge, se strânge cașul și ăla rămâne zărul, zăr. Zărul se va pune în căldare și se va pune la foc. Deci se pune în căldare aia și se pune la foc. Și în zărul respectiv se pune laptele care l-ați luat. La temperatură oricare care credem noi, se pune... Laptele care l-ați luat mai înainte. Rezultă zăr. Rezultă urda. Urda. Da. Iar aici rămâne cașul. Pe cașul scoatem de aici, zerul mutam de aici acolo, cașul se pune în stregură. Cașul se pune în stregură și ajunge, uitați-vă, oameni buni, aici la uscat. L-a strecurat și l-a uscat, după care pleacă în piață de unde îl cumpărați. Așa. Mulțumim, aveți tot felul de unelte. Avem după necesități, că nu o spune. Totul se transmite din viu, prin viu grai, din generație în generație. Să fie, de exemplu, să stai stabil, să fie betonat, să fie că nu sunt condiții la noi, că ne mutăm unde putem după pășunea. Am înțeles, am înțeles. Mai avem încă două pășuni. Încă două pășuni. Ce improvizorii. An de an faceți lucrul ăsta. Cam așa, fac un fel de, cum se face, ca un fel de transformanță. Transformanță, da, da, da. Numai iarna, nu știu, iarna. Și iarna unde rămân oile? La proprietari? La proprietari. Puțin le iau, parte rămâne ala cu oi mai multe, rămâne, că ăsta e șeful stânii. No, mulțumim foarte mult, mulțumim. Și noi. Mulțumim. Multe salutări. Să trăiți numai bine. Deci, dragi prieteni, iată cum am asociat noi maratonului de la Bichigiu și elementul pastoral. Am vizitat o stână, am gustat din urdă, am văzut cum se face brânza și urda. Suntem niște indivizi câștigați. Mergem mai departe.